Spațiul mediatic al Republicii Moldova continuă să fie expus influenței rusești prin intermediul mass-mediei deținute de cetățenii Federației Ruse sau controlate de politicieni proruși. Mai multe televiziuni și site-uri au fost blocate, dar acestea sunt în continuare prezente pe alte frecvențe sau pe alte pagini web. Holdingul Shor a fost decimat prin hotărârile autorităților de suspendare a licențelor de emisie. Imperiul mediatic afiliat lui Ilan Shor cuprindea 7 posturi de televiziune, care nu se mai regăsesc în prezent în grila de programe. Rând pe rând, acestea au fost închise pentru dezinformare și propagandă și, tot rând pe rând, programele lor au trecut de la o televiziune la alta, ca în prezent influența lui Shor să poată fi observată deja la un post plătit din banii contributorilor, televiziunea publică de la Comrat. În septembrie 2022, prin decizia Comisiei pentru Situații Excepționale, a fost suspendată licența de emisie pentru posturile TV6 și Orhei TV, deținute de compania Media Resurse SRL, al cărei fondator este Dumitru Chitoroagă, un fost candidat la alegerile parlamentare din 2019 pe lista fostului partid Shor, declarat între timp neconstituțional. Orhei TV și-a încetat activitatea. Chitoroagă este inclus în listele de sancțiuni ale Uniunii Europene, Franței, Belgiei și Elveției, în calitate de persoană afiliată lui Ilan Shor. Programele TV6 au continuat să fie publicate online, iar în februarie 2023, programele TV6 au migrat la canalul Orizont TV. Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit la știri. Orizont TV este deținut de compania Archidoc Group SRL, care în alegerile locale din 2023 a făcut donații pentru partidul Șansă, succesor al partidului Shor. Compania era deținută anterior de soții Cristina și Roman Gușan, iar în prezent proprietară unică a rămas Cristina Gușan, potrivit datelor de la Consiliul Audiovizualului. Roman Gușan mai are o companie, Italo Espresso Group SRL. Viceadministratorul companiei, Boris Brega, care anterior a fost angajat la TV6, a negat orice afiliere politică a televiziunii. Când s-a închis televiziunea TV6, atunci persoanele care au activat în domeniul televiziunii la TV6 au rămas în afară câmpului muncii și domnul Gușan a dus tratative că noi să putem să introducem acele programe în grila noastră, că atunci Orizontul nu era chiar postul dezvoltat. După ce s-a început o nouă etapă în activitatea postului, După ce și licența Orizont TV a fost suspendată în octombrie 2023, programele TV6 au migrat către Canal 5. Canal 5, anterior partea holdingului mediatic al lui Vladimir Plahotniuc, este deținut din octombrie 2023 de un cetățean al Ucrainei, Vitalii Lienț, care a preluat compania Media Content Distribution SRL de la Cătălin Golban, care la rândul lui a preluat anterior de la Lilian Buștiuc. Acesta din urmă deținea compania Telestar Media SRL, care administra posturile Canal 2 și Canal 3, a căror licență a fost suspendată. Adresa fizică indicată de către companie este pe strada Ghioceilor numărul 1 din Chișinău, unde își avea holdingul media Vladimir Plahotniuc. Administratorul companiei, Anton Bespalov, și el un cetățean al Ucrainei, nu a putut spune cine este Vitalii Lienț, proprietarul oficial al postului Canal 5, și nici nu a putut să ofere detalii despre activitatea televiziunii. Licențele de emisie ale postului Canal 5 și postului de radio Maestro FM, deținut de aceeași firmă, au fost suspendate în martie 2024 pentru bănuieli rezonabile privind implicarea beneficiarilor efective ai companiei în activități care afectează securitatea statului. Pagina web Canal 5 și cea de YouTube sunt active, cu știri și emisiuni publicate zilnic. Printre posturile a căror licență a fost suspendată în decembrie 2022 se numără și Primul în Moldova și Accent TV, care au trecut de sub influența socialiștilor, sub cea a lui Shor în toamna anului 2022, când compania care le deține și-a schimbat administratorul și proprietarul. Compania proprietară a celor două posturi, Telesystem TV SRL, era controlată anterior de persoane cu conexiuni la Igor Dodon, fostul președinte socialist. Este vorba de Igor Ceaica, fiul fostului procuror al Federației Ruse, și Vadim Ciubară.
Firma a trecut în proprietatea a doi cetățeni ruși, iar în prezent este deținută de o companie din Federația Rusă, Media Invest Service. Proprietarul acesteia este cetățeanul rus Alexei Polunin prin intermediul companiei Diamond Estate. Această firmă a fost deținută anterior de către Andrei Gonciarenko, cel care în 2019-2020 figura în calitate de fondator al Avia Invest, companie controlată de Ilan Shor, care avusese în concesiune aeroportul internațional Chișinău. Administratoarea a companiei Telesystem TV SRL este Arina Korshikova, fostă candidată la funcția de primar la Bălți, susținută de Ilan Shor. Numele ei se regăsea printre acționarii băncii sociale vizate în dosarul privind furtul miliardului. Korshikova este în listele de sancțiuni ale Canadei, Uniunii Europene, Franței, Belgiei și Elveției, în calitate de persoană afiliată lui Ilan Shor. Accent TV și-a suspendat total activitatea, iar programele postului Primul în Moldova și ale postului TV rusesc Pervui Canal, pe care le retransmitea, au trecut la postul ITV, deținut de compania Media Pro Group SRL, care o are ca asociată unică pe Ecaterina Hromi-Julien, o antrenoare de fitness din Chișinău, iar administratoarea este Natalia Poliakova. Anterior, Natalia Poliakova figura în calitate de fondatoare a companiei, împreună cu o firmă, Audio Media Group SRL, deținută de Ivan Vuicu. Și licența de emisie a acestui post a fost suspendată un an mai târziu, în octombrie 2023. Natalia Poliakova, administratoarea Media Pro Group SRL, susține că la ITV nu au fost preluate programele Primul în Moldova, ci au fost angajate persoanele care lucrau acolo. У нас работали люди, которые раньше делали программы на Primul in Moldova. Aveți vreo afiliere politică cu Partidul Shor? Sau cu fostul Partid Shor sau cu Partidul Șansă, de exemplu? Я вообще не знаю, каким образом это было бы возможно, да? Ну вот каким образом? Этот канал мы создавали с мужем еще 8 лет назад. Все знают, что это семейный бизнес. Понимаете? То есть, не знаю, каким образом можно нас причислить, неважно, какой партии, да. То есть, мы никакой партии никогда не принадлежали. Здравствуйте, вы смотрите ГРТ. Я приветствую вас в студии программы «Де-факто». И сегодня у меня в гостях Башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Добрый вечер. Здравствуйте, Людмила. De la începutul acestui an, emisiunile de la Primul în Moldova au început a fi difuzate la postul public de televiziune din regiunea Găgăuză, Gărtă. De exemplu, emisiunea De Facto, prezentată de Ludmila Belcencova, a fost și la Primul în Moldova și la ITV. Aceeași emisiune este prezentată în limba română de Corneliu Ciurea. Am încercat să discutăm cu administratorul televiziunii publice de la Comrat, Vasilii Dermenji. El a fost numit în această funcție în august 2023, iar anterior a fost jurist al unei organizații afiliate lui Ilan Shor. La numărul de telefon al instituției ni s-a cerut să adresăm întrebările în scris. Am trimis o solicitare pe adresa de mail indicată, dar nu am mai primit răspuns. Pe 15 ianuarie, pe site-ul instituției a fost publicat un comunicat în care se menționa că postul colaborează cu jurnaliști independenți. Această practică este folosită de postul TV de mulți ani pentru a oferi conținut de cea mai înaltă calitate și divers în limbile de stat, găgăuză și rusă, așa cum prevede legea, se arăta în acel comunicat. La Gărtă se difuzează și emisiunea Polichudes de la Pervui Canal din Rusia. Totodată, potrivit constatărilor Centrului pentru Jurnalism Independent, se observă o favorizare a conducerii actuale a regiunii găgăuze, care este controlată de Ilan Shor. Башкан Гагаузи Евгения Гуцул обсудила с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным региональную и геополитическую ситуацию в эпицентре, в которой находится регион. Кишинев шаг за шагом отнимает наши полномочия, ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране. Российский лидер пообещал оказать поддержку Гагаузии и гагаузскому народу в отстаивании наших законных прав, полномочий и позиций на международной арене, сообщила после встречи глава автономии. У
Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Vera Terentie Furtună, bun găsit la știri, să vedem titlurile zilei. Televiziunile controlate de Partidul Socialiștilor au rămas mai puține după ce o parte din ele au trecut sub controlul lui Ilan Șor pe parcursul anului 2022, iar o parte au rămas cu licența suspendată. În prezent, pe micile ecrane rămân două posturi de televiziune apropiate PSRM, este vorba de Exclusiv TV și TV9. Exclusiv TV este deținut de Ludmila Furculiță, soția deputatului socialist Corneliu Furculiță, prin intermediul companiei Exclusiv Media SRL, fondată de o altă firmă, Poliactiv SRL, deținută la fel de soția deputatului socialist. Exclusiv Media SRL deținea și licența de emisie pentru NTV Moldova, care a fost suspendată, iar ulterior compania a cerut să-i fie retrasă licența definitiv. Programele NTV au migrat către Exclusiv TV. Postul transmite filme și seriale rusești, precum și emisiuni și buletine de știri locale. Postul TV9 este deținut de Media Platform SRL. Când a obținut licență de emisie în octombrie 2021, proprietara companiei era Svetlana Caraseni. Ea era atunci și administratoare a casei de publicitate Exclusiv Sales House SRL, fondată de firma soției lui Corneliu Furculiță. Acum ea este fondatoare și administratoare a companiei Sales Platform SRL, care a anunțat în octombrie 2023 că preia inventarul publicitar al companiei Casa Media Corp SRL, parte a imperiului mediatic al lui Vladimir Plahotniuc. În prezent, în calitate de fondatori ai Media Platform SRL, figurează Natalia Iova, fostă jurnalistă la NTV Moldova și producătoare șefă la Radio Sputnik Moldova și o altă jurnalistă, Iulia Bucătari. Aveți vreo afiliere politică dumneavoastră sau postul dumneavoastră? Я вам еще раз говорю, повторяю. Согласно закону, я же имею право, да, ответить на вопросы ваши в письменном виде. Я это сделаю, я вам обещаю. Într-un răspuns trimis prin e-mail, Natalia Iova a subliniat că postul TV9 nu are afiliere politică. În iulie 2023, postul TV9 a fost amendat de Consiliul Audiovizualului pentru că nu transmitea programe proprii, așa cum prevedea conceptul, ci a preluat emisiuni de la Exclusiv TV. Două posturi de televiziune care transmit filme și programe rusești sunt în proprietatea membrilor aceleiași familii. Postul 7 TV, fostul REN TV Moldova, care și-a schimbat denumirea în noiembrie 2023, este deținut de Nikita Stețco prin intermediul companiei Media Production TV SRL. El este cumnatul Irinei Stețco, cea care deține postul de televiziune Cinema 1, prin intermediul companiei A Video Content SRL. Cinema 1 a preluat o parte a programelor RTR Moldova din decembrie 2022, după ce licența de emisie a acestui post a fost suspendată de Comisia pentru Situații Excepționale. În februarie 2024, Cinema 1 a fost sancționat de Consiliul Audiovizualului și amendat cu 81.000 de lei pentru că nu a respectat normele legale referitoare la programele locale, cele în limba română și cota programelor în primă difuzare și a difuzat programul matinal Novaya Utra, compus din mai multe rubrici preluate fără modificări din Federația Rusă. Irina Stețco este nora Valentinei Stețco, cea care figura și printre fondatorii firmei care deținea RTR Moldova, iar Nikita Stețco este fiul ei. Ambele posturi, Cinema 1 și 7 TV, transmit emisiunea 7 zile cu Rodica Kravchenko, ea fiind și producătoare generală a postului Cinema 1. Kravchenko a lucrat anterior la Accent TV, primul în Moldova și la RTR Moldova. Chiar nu aparținem niciunui partid sau niciunui politician. Suntem o televiziune comercială, primim salarii din reclamă. Și slavă Domnului, avem reclamă. Pentru că avem audiențe foarte bune, pentru că am cumpărat conținut și seriale pe care oamenii le privesc. În octombrie 2023 au fost suspendate licențele de emisie ale posturilor din holdingul lui Vladimir Plahotniuc, Prime și Publica TV, înregistrate pe compania General Media Group Corp SRL, deținută de Plahotniuc Direct, și posturile Canal 2 și Canal 3, înregistrate pe compania Telestar Media SRL, deținută oficial de Lilian Buștiuc. Și site-urile celor patru televiziuni au fost blocate de SIS în aceeași zi când au fost suspendate licențele de emisie ale acestora. Publica TV și-a schimbat adresa în Publica Press, dar din februarie 2024 nu mai publică știri noi. Mega TV, fostul STS Mega, este deținut de Elena Cudinova Ghilescu prin intermediul companiei Real Radio SRL, care deținea și licența de emisie pentru postul
TV Familia. Licența postului TV Familia a fost retrasă de Consiliul Audiovizualului în octombrie 2023. Membrul Consiliului Audiovizualului, Ruslan Mihailevski, a spus atunci că există suspiciuni că beneficiarul final al postului Familia ar fi Vladimir Plahotniuc. De asemenea, emisiunea Destine, preluată de Mega TV de la Prime, este distribuită pe pagina de Facebook Prime TV Moldova. Real Radio SRL și-a schimbat proprietara în octombrie 2023, până atunci fiind deținută de Victoria Rusu, din 2017. Aceasta a preluat atunci firma de la Dorin Pavelescu, ce figurează ca fondator al companiei Casa Media Corp SRL, care plasa publicitate la televiziunile controlate de Vladimir Plahotniuc. La 30 mai 2024, Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională a decis retragerea licențelor de emisie ale posturilor Primul în Moldova, Accent TV, Orizont TV, Canal 2 și Canal 3, care aveau licențele suspendate. Potrivit Consiliului, au fost identificate tranzacții ale acestora care confirmă afilierea cu gruparea Plahotniuc Shore, după cum a informat guvernul într-un comunicat de presă. Media controlată de la Moscova este mai activă pe online. Zeci de site-uri au fost blocate pe teritoriul Republicii Moldova prin dispoziții ale directorului Serviciului de Informații și Securitate. Însă, unele s-au reinventat și au schimbat adresele și continuă să dezinformeze. Printre primele site-uri blocate de SIS a fost Sputnik MD, pe 26 februarie 2022, la două zile după ce Rusia a atacat Ucraina. Agenția Sputnik este parte a holdingului media rusesc Rasia Sevodnia, care deține și agenția RIA Novosti. Cea din urmă răspândește și sprijină propaganda rusă și războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Sputnik s-a reinventat în Republica Moldova și a deschis mai multe site-uri clone, care au fost blocate la rândul lor din nou de SIS. Una însă este activă și acum. De asemenea, pe contul de Telegram Sputnik Moldova sunt publicate zilnic știri. La 13 septembrie 2023, directorul Sputnik Moldova, Vitalii Denisov, a fost expulzat din Republica Moldova și declarat persoană indezirabilă pentru o perioadă de 10 ani, el fiind cetățean al Federației Ruse. Autoritățile au anunțat că el punea în pericol securitatea informațională a Republicii Moldova. O investigație The Insider a arătat că Denisov este de fapt ofițer în cadrul Serviciului de Spionaj al Armatei Ruse, GRU, având misiunea de dezinformare a publicului extern. Tot la 26 februarie 2022 a fost blocat și site-ul Gagauz News MD, care însă este funcțional și acum la o altă adresă, gagauznews.com. Site-ul este gestionat de Asociația Obștească Centrul Comunitar Anticriză, înregistrat în Comrat și administrat de Ivan Guzun. Fondatorul centrului este Victor Petrov, care în prezent deține funcția de vicepreședinte al Comitetului Executiv din Găgăuzia, în frunte cu Evgenia Guțul, o acolită a lui Ilan Shor. Petrov a fost introdus în listele de sancțiuni ale Uniunii Europene, Franței, Belgiei și Elveției. Gagauz News și Victor Petrov au răspândit falsuri în repetate rânduri, potrivit portalului Stop Fals MD, specializat în demontarea falsurilor și a narațiunilor propagandistice. Victor Petrov a candidat la funcția de bașcan al regiunii Găgăuze la alegerile din aprilie 2023, fiind susținut de Vasile Bolea, pe atunci deputat socialist, iar în prezent membru al partidului Renaștere, afiliat lui Ilan Shor. La alegerile prezidențiale din 2020, Petrov l-a susținut pe Igor Dodon, declarând că americanii și serviciile secrete din România ar pregăti provocări pentru ziua alegerilor. Pe pagina sa de Facebook, Gagauz News preia secvențe video de la Sputnik Moldova. În octombrie 2023, SIS blochează 31 de site-uri, dar câteva și-au schimbat adresele și sunt active și în prezent. Site-ul cenzura.md s-a transformat în 1984.md și publică știri activ. Redactoră șefă este Daria Feodorova, cea care a semnat împreună cu Ilan Shor formarea blocului politic Shor, după ce partidul Shor fusese declarat neconstituțional. Daria Feodorova a reprezentat Partidul Ai Noștri, care ulterior s-a redenumit în Partidul Șansă, formațiune succesoare a Partidului Shor, condusă în prezent de un alt fost jurnalist, Alexei Lungu. Site-ul 1984.md publică știri pro-Rusia și de susținere a lui Ilan Shor și a acoliților săi. Tot în octombrie 2023 a fost blocat și site-ul vedomosti.md, care s-a transformat în evedomosti.md.
este site-ul ziarului de limbă rusă Moldavskie Vedomosti, deținut de Victor Ciobu prin intermediul companiei publicația periodică Moldavskie Vedomosti SRL. Din aceeași listă a făcut parte și site-ul enews.md. Acesta s-a transformat în enewsmd.online. Redactor șef este Iulia Semionova, președinta Asociației Jurnaliștilor Vorbitori de Limbă Rusă din Moldova. Ea și-a exprimat indignarea față de blocarea site-ului, argumentând că numai pentru că acesta este de limbă rusă, nu înseamnă că reprezintă mâna Moscovei sau că este agent al Kremlinului. Și site-ul aif.md al ziarului de limbă rusă Argumenta și Fakta a fost blocat de SIS și nu mai funcționează în prezent. Publicația este deținută de firma soției deputatului socialist Corneliu Furculiță, Ludmila Furculiță, exclusiv Media SRL. În aceeași zi în care i-a fost blocat site-ul, Argumenta și Fakta și-a anunțat cititorii pe pagina sa de Facebook să se aboneze la canalul ei de Telegram, care este și acum activ. Anterior, firma Ludmilei Furculiță deținea și publicația Komsomolskaya Pravda, dar din iunie 2023, acesta este deținut de o altă companie, KP Editorial SRL, fondată de Zoya Ciuricova, anterior Matveeva. Ea a indicat pe profilul său de pe LinkedIn că este manager pe marketing la KP Moldova din mai 2006. Site-ul publicației a fost blocat, dar acum are o nouă adresă. Accesând rubrica despre KP, utilizatorii sunt direcționați către site-ul Komsomolskaya Pravda din Rusia. Publicația din Rusia este administrată de societatea pe acțiuni Izdatelskii dom Komsomolskaya Pravda. Acționarul principal este LVD Press, deținut de către Sergei Rudnov în proporție de 75% și Timofei Generalov în proporție de 25%. Rudnov este și proprietarul agenției de știri Regnum și a fost introdus în listele de sancțiuni ale Ucrainei, Marii Britanii și Canadei. Potrivit PressCheck.md, politica editorială a portalului KP.md este una pro-Federația Rusă, anti-UE și anti-românească. Komsomolskaya Pravda apare și ca ediție tipărită, de câteva ori pe săptămână. În ianuarie 2023, SIS a dispus blocarea site-ului Blocnot.ru, care este activ însă pe teritoriul Republicii Moldova, la fel ca și varianta cu știri locale Blocnot Moldova.ru. Ambele sunt deținute de o companie din Rusia, Blocnot Online. În calitate de fondatoare figurează Maria Paholkova. Anterior, în calitate de fondator și administrator al rețelei Blocnot din Rusia, a figurat Oleg Paholkov, deputat în Duma de Stat între 2011 și 2016, din partea formațiunii Spravedliva Rasia. Paholkov l-a susținut pe Igor Dodon în campania pentru alegerile prezidențiale din 2016. Cei doi au făcut împreună raliuri cu ATV-urile la Vila de la Condrița, după ce Dodon a fost ales președinte. Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente, care administrează portalul Stop Fals, specializat în demontarea falsurilor și a narațiunilor propagandistice, constată că, deși în spațiul mediatic al Republicii Moldova sunt mai puține posturi de televiziune pro-ruse, după ce mai multe licențe de emisii au fost suspendate de autorități, acestea și-au mutat programele pe alte posturi și sunt active online. În același timp, este adevărat că această măsură a avut un efect minim, pentru că nu este secret pentru nimeni, aceste televiziuni, conținutul acestora a migrat către alte televiziuni, dar în special pe spațiul online, unde continuă să fie distribuite diverse speculații și falsuri pentru a discredita nu doar guvernarea, că este absolut normal să critici guvernarea dacă o faci factual, dar sunt distribuite falsuri de natură să discrediteze Uniunea Europeană, NATO, parcursul european al Moldovei și, în general, tot felul de falsuri pentru a crește temperatura socială în Republica Moldova, pentru a provoca eventual proteste, cu scopul foarte clar de a deturna situația democratică a țării noastre. Cea mai gravă situație se atestă la televiziunea publică de la Comrat, care se comportă ca o resursă mediatică a lui Ilan Șor, constată Petru Macovei. Este o televiziune acaparată de gruparea Șor, lucrul ăsta nu este un secret pentru nimeni, noi am făcut monitorizări și facem în continuare monitorizări ale acestui post pentru a vedea dacă politica lor editorială se schimbă și observăm o schimbare, din păcate, doar într-o manieră care indică asupra încălcărilor continuă a legislației Republicii Moldova și a promovării unor falsuri și a narațiunilor
Kremlinului în Republica Moldova, inclusiv justificarea agresiunii militare a Rusiei în Ucraina, dar și mai mult acum accent propaganda Kremlinului preluată de resursele media ale lui Shor, iar Gărtă este o resursă media lui Shor acum, este direcționată spre diminuarea parcursului european, spre discreditarea Uniunii Europene ca atare. Nici blocarea a numeroase site-uri propagandistice nu a avut un efect de curățare eficientă a spațiului mediatic, consideră Petru Macovei. Chiar sunt oameni care, deci plătiți de Moscova, dar care stau aici în Republica Moldova, care actualizează conținutul acestor portaluri cu diverse mesaje anti-UE, anti-NATO și așa mai departe. Și această măsură, adică blocarea site-urilor, a fost una și era clar din start că va fi una cu efect minim, ori peste câteva ore unele site-uri s-au reînregistrat, au reapărut cu alte adrese URL. Una peste alta, asta a ajutat, cred că, o parte a populației să înțeleagă mai bine cine, care resurse sunt purtătoare sau transmisătoare de mesaje false și propagandă pro-Kremlin. Petru Macovei a tras atenția asupra faptului că principalele purtătoare de falsuri sunt în prezent rețelele sociale, astfel încât autoritățile ar trebui să le solicite marilor companii care dețin acestor platforme să introducă mecanisme eficiente de raportare a falsurilor.